Salutare tuturor! Bine ați venit la Italiana pentru Români! Înainte de începe lecția astăzi, dorim să mulțumim pe Valentin Ion, care cu obiceiul decojirii bananei a scris, a postat un comentariu foarte interesant, a chiar făcut cercetări. Deci uitați-vă la comentariul lui pe poza postată pe Facebook. Totuși, nu vă temeți, curiozitățile nu s-au terminat cu decojirea bananelor. Astăzi vorbim despre o altă curiozitate. Am observat aici în România cum de obicei unii, bine, eu am văzut multe persoane care numără cu mâinile într-un mod deosebit. Ce vreau să spun? Italianul numără așa. 1, 2, 3, 4. Și românul cum numără? 1, 2, 3, 4. Foarte interesant acest lucru. Tot timpul m-am întrebat de ce. Voi, cum numărați? Cu metoda italiană sau cu metoda română? Sau, dacă cineva știe ce stă la baza acestui obicei, scrieți-ne. Deci, răspunde la această întrebare. Voi, cum numărați? Astăzi, în lecția noastră, continuăm să vorbim despre particulă. Dar nu particula ne, care deja am analizat, dar particula ci. Și aceasta, ca particula ne, poate fi folosită în multe moduri diferite. Deci, să vedem care sunt acestea. În primul rând, particula ci poate fi folosită ca complemento indiretto. Ce înseamnă aceasta? Practic, particula ci poate înlocui expresii cum ar fi cu el, cu ea sau cu ei. Să vedem un exemplu. Lavori con lui? Sì, ci lavoro spesso. Lucrez cu el? Da, des lucrez cu el. Practic, nu se poate traduce mot a mot, bineînțeles, dar cuvântul ci, în acest caz, în această propoziție, se referă la cu el. Adică, lucrez des cu el. Sì, ci lavoro spesso. Bineînțeles, în întrebarea din exemplu am folosit expresia cu el, dar putem folosi și numele unei persoane. De pildă, lavori con Sammy? Sì, ci lavoro spesso. Ca să vedem o altă modalitate în care putem folosi particula ci, să facem un alt exemplu. Puoi contare su di lei? No, non ci posso contare. Tradus, această expresie ar veni așa. Poți ai încredere în ea? Nu, nu pot. Nu traducem mot a mot. În italiana, cuvântul contare înseamnă a număra. Dar, în acest caz, contare su, literalmente a număra pe, înseamnă avea încredere în cineva. Contare su di me, adică avea încredere în mine. Conto su di voi, eu am încredere în voi. Deci, recapitulând, la întrebarea puoi contare su di lei? No, non ci posso contare. Cuvântul ci, particula ci, se folosește la ea. În ea, nu poți am credere în ea. În al doilea caz, particula ci poate fi folosită ca pronome dimostrativo. Practic, particula ci poate înlocui următoarele expresii. La acest, în acest, pe acest. Să vedem unele exemple. Sei riuscito a intrare? No, non ci sono riuscito. Ai reușit să intri? Nu, n-am reușit. Deci, răspunsul nostru, no, non ci sono riuscito, particula ci se referă că n-am reușit să intru în acest loc, în acest local. Chi pensa al regalo per Maria? Ci penso io. Cine se ocupa de cadoul pentru Maria? Me ocup eu. Deci, răspunsul ci penso io, adică me ocup eu, particula ci se referă la acest lucru, la acest, adică me ocup eu la acest lucru, cadoul. La nostra squadra vincerà. Ci scommetto la testa. Echipa noastră va câștiga. Pun pariu, capul.
Da, uneori puteți auzi această expresie, ci scommetto la testa, adică pun pariu capul. Așa de sigur suntem de un anumit lucru. Deci, în acest caz, răspunsul nostru, particula ci, se referă la acest, adică pe acest subiect, pe acest lucru, asupra acest lucru, eu pun pariu. Ci scommetto la testa. Particula ci poate fi folosită și cu verbele urmărite de prepozițiile a și in. Să facem două exemple. Credete a quello che vi ho detto? No, non ci crediamo. Credeți la ceea ce v-am spus? Nu, nu credem. Sau, credi în Dio? Sì, ci credo. Crezi în Dumnezeu? Da, cred. Bine, pentru astăzi ne oprim aici, dar săptămâna viitoare vom continua să vorbim încă o lecție despre particula ci cu alte lucruri deosebite. Vă mulțumim pentru atenția care ne dați. Nu uitați să faceți like pe Facebook dacă încă nu l-ați făcut și să vă înscrieți pe acest canal YouTube. Și nu uitați să comentați întrebarea de astăzi. Deci, voi cum numărați? Cu metoda italiană sau cu metoda română? Vă aștept! Ciao!